Așa cum vă spuneam și aseară, Caled a fost invitat în casa fetelor pentru a petrece seara și noaptea cu ele. Trebuia să se întâmple acest lucru cu o seară înainte, însă a fost tascul cătușelor și s-a amânat. Acesta a fost așteptat de către fete doar cu două, trei felii de cozonac, pe care și pe acelea vroia Antonia să îi le mănânce, nu și-a dat seama că sunt puse pe masă pentru caled. Însă el a mers la fete cu un bol de mâncare pe care l-a făcut el personal, ceva mâncare picantă, spuneau fetele, au gustat ele acolo, probabil ceva mâncare tradițională de la el din Tunisia. Discuția dintre Khaled și fete a început în bucătărie. Inițial, acesta a spus despre fiecare care dintre fete, ce anume îi place și ce nu-i place la ele, după care fetele au început pe rând să spună același lucru despre el, să-și pună o opinie, iar mai apoi s-au mutat în living, unde producția le-a pus muzică, ceva muzică, tot așa din... Tunisia, ceva muzică din tradiția lui Khaled și s-a încins acolo o petrecere pentru cei prezenți, pentru fete și pentru Khaled. La un moment dat au ieșit și mamele sus pe coridor pentru că s-a auzit muzica să vadă ce se întâmplă. Băieții de dincolo au auzit și ei. Khaled spunea că mâine voi avea probleme cu toți băieții pentru că am dansat cu voi. S-au distrat, au stat de vorbă, a fost o seară la pentru toată lumea, restul detaliilor le vom vedea astăzi în emisiune.